Pe lângă cozonac, pască, drobul de miel sau sarmale, ouăle roșii nu lipsesc de pe masa de Paște a creștinilor. În mod tradițional, ouăle de Paște se vopsesc folosind une de culori obținute natural. Însă, pentru că necesită prea mult timp, gospodinele aleg să apeleze la vopseaua din supermarket. Dacă vrei să respecti tradiția, există o zi în săptămâna mare când se vopsesc ouăle de Paște. Dacă ne luăm după tradiție, culoarea cu care se vopsesc ouăle de Paște este cea roșie, însă în zilele noastre se utilizează și alte culori care au legătură cu simbolisme religioase sau naționale. Potrivit tradiției, ouăle pentru Paște se vopsesc în Joia Mare. Pentru creștinii ortodoxi, ouăle de culoare roșie reamintesc în primul rând de jertfa Mântuitorului Iisus pe crucea Golgotei. Mai exact, tradiția ortodoxă vorbește de Sfânta Maria Magdalena plângând la picioarele crucii lui Iisus, iar sângele lui înroșind ouăle puse sub cruce. Cu toate acestea, acum însă, ouăle de Paște nu se vopsesc doar în Joia Mare. Mulți aleg să le vopsească și în preajma zilei de Paște, și anume sâmbătă pe zi. Pentru ca ouăle vopsite pentru Paște să fie frumoase, trebuie să ai grijă de pregătirea lor înainte de a aplica vopseaua. Astfel, primul pas este să le speli bine, mai apoi trebuie să pui ouăle la fiert pentru un timp de aproximativ 10-12 minute. Ele trebuie lăsate la foc mic pentru a evita spargerea. Dacă ouăle se colorează cu o vopsea din comerț, aceasta se adaugă într-un vas cu apă și oțet pentru fixarea culorii. Concret, se adaugă ouăle pe rând și se lasă un minut, după care se scot și se așează pe o hârtie absorbantă sau pe o cârpă. Și pentru ca ouăle vopsite de pe masa de Paște să fie lucioase, se ung cu o bucată de cârpă sau cu vată înmuiată în ulei. Cei care nu vor să folosească vopsea din comerț pot vopsi ouăle de Paște natural. Pentru asta se pot folosi sfecla roșie sau foile de ceapă. O altă variantă este cea folosindu-te de foile uscate de ceapă. Așadar, foile de ceapă se pun în aproximativ 3 litri de apă și se fierb în jur de o oră, după care se strecoară apa și se toarnă peste ouă, care se fierb aproape 10 minute. În acest lichid se adaugă și puțină sare, în final se pun 3-4 linguri de oțet pentru fixarea culorii. Ultimul pas este să lași ouăle în oală cu lichidul colorat să se răcească, iar la final se ung cu puțin ulei pentru a fi lucioase, relatează spynews.ro.